Vin încărcată de emoția unei călătorii fabuloase. Peste 600 de kilometri parcurși la volanul unui tractor de 140 de cai putere, pe drumuri naționale, județene, comunale sau de ferme, doar pentru a cunoaște oamenii care trudesc în agricultură, pentru a le face cunoscută activitatea, pentru a descoperi potențialul turistic al acestor zone. Și ceea ce oferă mai bun gastronomia locală. România văzută din tractor a fost mai întâi o idee, un vis, apoi o provocare, devenită în final misiune. O misiune a mea, a celor care au crezut în mine, a celor care cred că agricultura reprezintă rădăcinile, dar și aripile românilor. Am trăit mersul cu tractorul nu ca pe o acțiune sportivă, ci ca pe o călătorie profundă, din care sper să aduc speranța, bucuria și dorința de a vorbi despre România de bine. Și dacă se poate, la superlativ. Nu este totul roz, dar caut acel roz și încerc să vi-l arăt și vouă. România înseamnă oameni, înseamnă locuri, înseamnă energia oferită de prima strângere de mână. Iar în agricultură, mâinile spun povești. Pentru aceste mâini care spun povești, vă îndemn să cumpărați de la români. Este singurul mijloc prin care putem susține împreună economia românească. Sunt Patricia Pop, jurnalist, și mi-am propus să promovez agricultura, turismul și gastronomia locurilor prin care voi trece la volanul tractorului. Mă bucur că pot lucra cumva pentru agricultură. Este un domeniu despre care am scris întotdeauna cu mare plăcere. E o lume care pentru mine creează multă emoție. Privesc cu admirație oamenii care trudesc pentru a hrăni pe alții, pe cei care știu să scoată din pământ pâine. Mi-au plăcut mult întâlnirile cu oamenii, de fiecare dată simt că mă îmbogățesc viața, dar știu că pot inspira și pe alții. Agricultura în România nu mai este ce a fost odată, dar îmi place să-i ascult în călătoriile mele pe cei puțini care mai știu cum se muncea pământul cândva. În prima zi din expediția România văzută din tractor, facem arc peste timp și aflăm cum se făcea trăieratul pe vremea străbunicilor noștri și vedem cum se face astăzi. Bună ziua, domnilor! Dați-mi voie să vă salut! Patricia, domnul? Nicola, domnul. Domnul Nicola, da. Dumitru, Nicola, Ion, sunteți în familie, așa? Tu fii Laurențiu. Laurențiu. Gherghina Nicușor. Nicușor, domnul Nicușor. Negheru Ilie. Așa, mult succes astăzi. Spuneți-ne ce aveți de făcut. Mergeți la trăierat. Da. Este un moment emoționant, nu-i așa? Să vedeți ce s-a realizat în câmp. E momentul optim? Da. Da? Cum aflăm cu care este momentul optim? Cum determinați dacă... Tu știi că ești sigur inginerul. Se face o probă mai întâi, se recuperează o porțiune mică de grâu, luăm o probă din acest grâu și verificăm umiditatea. La analize? La analize, se da. Se fac analize. Ce suprafață aveți de lucrat astăzi? Cum v-ați împărțit? 100 de hectare. 100 de hectare fiecare sau? Nu, toți. În cât timp lucrați, terminați de lucrat cele 100 de hectare? 10 ore. Cum se făcea, domnul Ciocan, în agricultură? Pe vremea părinților dumneavoastră, deci, cu câte utilaje s-ar fi lucrat această suprafață? Această suprafață se lucra foarte mult manual. Sunt 3.000 de locuitori în comună, cam toți lucrau în agricultură și acum lucrează, să zic, 500-300. Adică asta e diferența între ce se făcea atunci și ce se face acum. Cu calul, cu boii, cu plugul tras de cal, adică era o agricultură foarte grea. Și lucrările astea ale câmpului, în cât timp se făceau? Că e o diferență uriașă. Dumneavoastră intrați cu utilajele, performanță, rapiditate, ați terminat lucrarea imediat. Pe vremea aceea, cam exemplu, cât stăteau oamenii a pleca da, să părinții plivească? Părinții lucrau o campanie de asta, de terenat o făceau în 2 luni de zile. Acum se face între 5 și 10 zile. Și tehnologia aduce și timp mai scurt și beneficii.
Domnul Gavril Marin. Marin, da, așa. Zici Bibi. Domnul Bibi, așa o să vă spun că mi-e mai drag, mă simt mai familiar. Da, așa. Da, așa mă... Vă propun să depunem amintiri împreună și v-aș provoca să mergeți așa în trecutul dumneavoastră, în copilărie, și să vă amintiți cum era la Seceriș. Da, mergeam cu carul cu boi, ne duceam la secerat. Părinții noștri și bunicii secerau, puneau jos, apoi noi veneam și puneam pe legătură. Noi, fiind copii la 8 ani, 10 ani, puneam pe legătură. Dar stăteau foarte mult aplecați, era o poziție dureroasă. A fost foarte greu. Măsurau, tarlalele le măsurau cu mâna. Cum adică? Așa se măsura tarlaua, cu mâna. Pe fiecare spic trebuia pus mâna ca să-l prindă la secere. Așa. Acum cu gloriile... Și cât se prindea cu mâna, așa se cerau, se nu? Se cerau, da, se punea, se făcea... Cam cât snop. De gros trebuia să fie snopul? Snopul trebuia să fie cam la 40 de centimetri ca să poată să-l diametru. Prindă. Da. Și apoi se făceau claie. Claie se puneau spicele. Așa. Se puneau spic pe spic, așa. Apoi invers. Invers, deasupra se punea unul singur, îi zicea măgarul, ca să protejeze pe celelalte de ploaie. Așa, și cât timp rămâneau în câmp? Rămâne până la treia, se treiera 2 luni de zile. 2 luni de zile. Pentru că se treiera cu vapoare, nu era nicio glorie cu vaporul, se duceau cu carele lungi, se ducea la acolo unde e vaporul și se treiera. Dar stați așa până la vapor. Bărbații știu că făceau munca asta, practică, de secerat. Da. Femeile legau snopii, nu? Nu, și femeile... Și femeile și, tăiau? Da, copiii puneau pe legătură. Așa. Nu mai țin eu minte cum se făcea. Cam așa se făcea legătura. A, chiar le legau așa? Da. Apoi se făcea legătura. Din ăsta se puneau în apă. Se puneau apă ca să poată să lege. Și cu asta legau. Aha, am înțeles, am înțeles. Deci luau mai multe spice, da. Și le foloseau ca legătură. Da, dimineața pe rou rupea pentru legătură. Da. Bun, și după ce făceau clăile astea, le lăsau în câmp. Le lăsau și în venea un utilaj. Nu venea niciun utilaj, se aduceau cu carul cu boi, se ducea exact acolo unde era vaporul. Vaporul mergea cu paie. Dar ce înseamnă vaporul? Combina. Combina. Combina care era înainte, îi zicea vapor. Așa. Și mergea cu paie și cu foc. Și cu foc? Da. Deci, prin ardere. Așa. Bun. Cam cât reușeau oamenii să strângă și ce suprafață lucrau pe vremea aceea? Aceeași suprafață era, ce se cultiva acum, se cultiva și atunci, da? Mult mai greu. Mult mai infinit greu. Infinit mai greu. Intrau de la Paști, de la Sfântul Gheorghe, plecau de la Sfântul Gheorghe, veneau la Sfântul Dumitru. Cu recoltatul, cu săpatul, cu recoltatul, cu seceratul, după aia cu culesul porumbului, cu tăiatul. Apoi intrau la arat, discuit, arat cu boii. Da. Cam câți oameni lucrau pe un hectar? Era și după cum erau de îndemânatici. Era o familie care trei oameni puneau un pogon jos. Un pogon înseamnă 5.000 de metri pătrați. Da. Uh-huh. Îl puneau jos. Alți, nici 7 nu-l puneau. Am înțeles, deci cine era harnic, muncea. Era mai tineri, erau... Cum vi se pare grâul ăsta? Anul ăsta, credem că e bine, după cum în toamnă n-am avut nicio picătură de ploaie. Și acum a dat ploaie. Acum a dat bine. Ploaie, ne-a ieșit în primăvară, credeam că nu o să mai face nimic, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, uite că... E bine. Este bine. Întotdeauna cei de la panificație au găsit... Nod în papură. Da. Că de ce e spicul la vale și de ce nu stă așa și tot nu-i bun. Ca să găsească un motiv bun pentru preț. Dar dumneavoastră cum l-ați evaluat? Ce notă i-ați dat? Nu știu. E bun.
E bun? E de panificație? E de panificație, da. Uh-huh. Foarte bun. Umiditate, greutate? Eu i-am luat umiditatea. Cum o evaluați? Așa, ronțăindu-o? Da. Așa. Și, altfel, cum mai evaluau oamenii pe vremuri? Ce, la ce se uitau? La mărimea bobului? La să n-aibă mălură. Ce înseamnă mălură? E o boală. Așa. E o boală care se produce aspicului. Da, aspicului și prin cred că îi zice e o ciupercă. O ciupercă, dar putrezește paiu. Nu paiu, bobul și da? Se negrește. Mm-hmm. Dar asta e curat, e frumos. E curat, da, e frumos. Asta nu e, mm-hmm. nu are mălură. Dar bobul e suficient de mare? Ar fi putut fi și un pic mai mare, nu? E bun. E bun? E bun, da. Pentru timpul ăsta mm-hmm. e foarte bun. Mm-hmm. Și mai era neghină. Așa, mai e neghină la vremea asta? Nu mai e neghină. Nu mai există în agricultură. Din neghină, reafăină. Da. Așa se spunea. Reafăină? Rea. Dar mai aveți dumneavoastră o vorbă, spuneați că cine nu era harnic la seceriș, făcea 25, cum ați zis? Care era vorba? Vecinii se uitau cu tare ce... cât a secerat. Cea, o claie avea 28 de znopi și spunea ce i-auzi. Tăiară, legare, puseră jos, tranc, claie, fără 25 de znopi. Vă dați seama cât au tăiat? Adică doar foarte 3. Puțin. Da, doar 3. Vin combinele. Da. Da, este o imagine foarte frumoasă. Ce ziceți de tehnologia asta? Ce să mai zicem? Am uitat de carul cu boi. Ați uitat? Am uitat și de secere. Le-am pierdut numai să găsesc nici în gospodăriile oamenilor. Fascinează fermierii tineri, cei care au preluat afacerile de familie și le updatează an de an după ultimele tehnologii. Deplasarea combinelor în convoi este o imagine impresionantă. Pentru ei, treieratul este momentul de forță. În fiecare an testează soiuri și hibrizi noi, aleg ce li se potrivește, dar țin cont și de piața pe care își valorifică recolta. Liviu mizează pe soiuri calitative, productive, pentru că an de an materia primă pleacă spre moara din sat. De aici, din câmp, începe povestea bobului transformat în pâine. Grâul bun, cu parametrii de panificație, ajunge pe mâna morarului, care scoate din el 3 produse. Am aflat cum trebuie să arate pâinea fără aditiv și făina din care se face pâinea cea mai sănătoasă. Prelucrarea înseamnă adaos comercial, plus valoarea despre care se tot vorbește și care, în multe comune, ferme, afaceri, lipsește. Liviu, prima zi de treierat. E cu emoții? Da, e cu emoții. Hai să mergem. Zi-mi ce soiuri cultivați voi. Cultivăm un soiu străin și un singur soi românesc. Glosa? Glosa, da. Pentru panificație, e, normal. Are indici de panificație foarte bun și soiuri străine... Ingeniu, Avenue, Ilico. Și acesta ar fi Avenue? Acesta este o soră de 30 de hectare de Avenue. Uh-huh. Un soi de la Singenta. Fără ariste. Franțuzesc, fără ariste. Uh-huh. Este un soi cu un potențial de producție destul de ridicat. Poate ajunge și la 9 tone dacă are condiții wow. climatice favorabile. S-a mai rătăcit da. Și ceva glosa pe aici, zic eu. Nu știu dacă da, crezi ariste. Că ar putea cred fi glosa. Glosa, cel mai probabil. Aristat, așa. Probabil, da. Ia spune-mi care este procedura, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care sunt pe combină. În prima zi se fac anumite setări. În prima zi și e bine să ne păstrăm obicei, să zic așa, dimineața la organizarea utilajelor. Așa. Facem o verificare tehnică a combinelor. Uh-huh. Și la ce generală. Trebuie să fiți atenți? Și la ce ar trebui să fie atenți toți piesele... fermierii? Piesele de uzură, rulmenți, curele, să greseze combinele. Mm-hmm. Sunt verificări minime pe care trebuie să făcute în fiecare zi. Următoarea verificare este în câmp. Așa. Combina trebuie reglată în fiecare zi. Recomandată este de 3 ori pe zi. Dimineața, undeva la
Dar și în funcție de soi, nu? Că și talia în funcție de grâu recoltat. Exact. Uh-huh. Asta pentru a se evita pierderile de grâu după cernerea grâului. Da, da, da. Să vorbim de performanță, vorbim despre treieratul zilelor noastre în 2019, când, spune-mi tu, în cât timp reușiți să terminați de treierat 100 de hectare? Da. Păi, în medie, o combină face undeva la 20 de hectare pe zi. 20. 20 de hectare în funcție și de cantitatea rezultată la hectar. Performanță. Da, ca și... Mult mai ușor, mult mai rapid. Da, e incomparabil. Dacă cu ce se întâmplă acum la bunicii noștri care trăierau acum 50-60 de ani, în două luni, îți dai seama? Și erau și rupți de spate. Manual, era muncă incredibilă. Bun. Este importantă lățimea header-ului, viteza de lucru. Sigur. La ce trebuie să te uiți când îți achiziționezi o combină? Viteza de lucru, la fel, diferă în funcție de cât de des este greu, ce densitate are și ce producție la hectar. Aici ce densitate? La cât ați spus? 210 kg de sămânță de grâu la hectar. La hectar. Da. Lățimea de lucru este destul de importantă. Combinele noastre sunt toate cu lățime de lucru de 6 metri. Cele mai mari? Cele mai mari, da. Uh-huh. Da. Sunt combine cu o vechime de 5-7 ani. Urmează să renoim și noi, da. Urmează să renoim parcul. De și la buncărul ce capacitate are? Buncărul o capacitate în jur de 5 tone, 5 tone și jumătate. 5 tone. Am văzut că deja s-au strâns camioanele, gata. Da, deci sunt pregătite pentru preluarea recoltei. Tot grâul ăsta ajunge la moară. Da, grâul acesta ajunge la moară. Și de la moară, la fabrica de pâine, exact. Aveți în localitate toate verigile. Da, da, până la produsul finit. Până la produsul finit. Exact. Este foarte bine și sunteți un exemplu demn de urmat pe zona asta. Spune-mi dacă tu știi, așa, tot din bătrân te întreb, există vreun obicei, vreo tradiție, vreo superstiție legată de secerișul acesta? Știu din bătrân că exista un obicei așa, era o rigurozitate când începea secerișul. Oamenii păstrau niște reguli foarte stricte. Zine, povestește-ne, care erau regulile, ce trebuiau să facă sau ce nu trebuiau să facă? Cumva să comparăm cu postul, să zic așa. Asceză? Da. Deci bărbații n-aveau voie să facă dragoste. Asta din auzitele nespusele bătrânilor. Da. N-aveau voie să supere divinitatea, nu? Să nu cumva să plouă, să dea grindină. Da. Deci n-aveau voie să păcătuiască. Țineau și post? Nu știu să vă spun asta, dar presupun că... Sigur. Exista și un regim. Își făceau și o cruce mare când porneau la drum, probabil. Și se rugau să fie recolta bogată. Fă-mi, te rog, așa o scurtă evaluare a acestui grâu. Producția estimativă pe sola asta? În toamnă au fost niște condiții mai drastice și estimăm noi undeva la 4-5 tone de grâu pe hectar. Da. Uh-huh. Din cauza faptului că nu a răsărit la momentul optim. A răsărit în primăvară. Dar ați recuperat acum în primăvară. Da, cultura adică s-a recuperat destul de bine în primăvară. Uh-huh. Bun de panificație? Da. Da? Cam ce făină se scoate din grâu? Are indici de panificație puțin sub glosat, sub soiul românesc. Uh-huh. Este un soi mai mult de producție, de cantitate pe hectar, nu de calitate, să zic. Da. O altă problemă o mai reprezintă și precipitațiile. În momentul în care grâul se usucă și ajunge bobul la maturitate, fiecare ploaie scade din procentele de... La momentul ăsta e suficient de uscat? Este suficient de uscat, din păcate l-a prins o mică ploaie. Da, este bine, o dimensiune destul de bună. Ia spune, câte tratamente s-au făcut la grâu? Două tratamente. Cu ce ați dat? Două tratamente. Fungicid și insecticid. Uh-huh. Nu a necesitat mai mult sau nu a stucut voi să intrați? Nu, nu a necesitat. Uh-huh. Văd că este destul de curat. Da, și domnul este fără, Bibi zicea că nu are fără boli. Fără boală, fără, da. Da?
Bine. Mulțumesc tare mult. Doamne ajută să aveți un an bogat, să strângeți recolta la momentul potrivit pe toată suprafața voastră. 3200? 3200 de hectare. De hectare. Da. Din care grâu? Grâu mare parte. În fiecare an 50%. 50% reprezentată... deține ponderea. Deci da, aici da. E emoția. E o cultură sigură. Uh-huh. Și floarea, porumbul, la vremea asta, doar așa să-mi spui cum sunt, ți se par. La momentul acesta sunt foarte bune. Chiar da? Au... Ești încântat da, de ceea da. Ce sunt vezi? Sunt promisătoare culturile. Totul depinde și de ce se întâmplă în continuare. Se pot schimba lucrurile uh-huh. radical. Zim când îți iei concediu. Nu știu să vă spun asta. După ce terminați recoltatul, probabil că, aveți un moment probabil de, că în iarnă, da. De relaxare. Da? Bine. Îți mulțumesc tare mult și încă o dată. Mult succes pe recolte bogate. Cam atât pentru azi. Însă, România văzută din tractor continuă. Săptămâna viitoare mergem la morarul satului Rotunda să vedem ce făină scoate din acest grâu și apoi la fabrica de pâine din Redea, singura din zona unde aluatul se mai frământă manual. Români, haideți cu noi!